Aș vrea să citesc câteva versete din Cuvântul lui Dumnezeu. Mai precis din Filipeni, capitolul 4, voi citi de la versetul 10 până la versetul 13, pagina biblică 1154. Unde Sfântul Apostol Pavel spune așa: Am avut o mare bucurie în Domnul că în sfârșit ați putut să vă noiți iarăși simțămintele voastre față de mine. Vă gândeați voi la așa ceva, dar vă lipsea prilejul. Nu zic lucrul acesta având în vedere nevoile mele, căci m-am deprins să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc. Știu să trăiesc zmerit și știu să trăiesc în belșug. În totul și pretutindeni m-am deprins să fiu sătul și flămând, să fiu în belșug și să fiu în lipsă, pot totul în Hristos care mă întărește. Amin. Vă rog să vă reașezați. În această dimineață voi începe o serie nouă de mesaje, o serie numită Dușmanii Fericirii, care sunt acele lucruri care ne fac nefericiți, ne fac să nu ne simțim bine, ne fură toată liniștea și bucuria sufletească. Și în această dimineață vreau să mă opresc la un dușman puternic al fericirii, și anume nemulțumirea. Nemulțumirea este o problemă pentru fiecare dintre noi și nu de puține ori suntem ispitiți să fim nemulțumiți. Nemulțumiți față de cei din familia noastră, nemulțumiți de condiția noastră de viață financiară, nemulțumiți de sănătatea noastră, nemulțumiți unii de ceilalți, nemulțumiți de șefii noștri, de angajații noștri, nemulțumiți de vecinii noștri, nemulțumire peste nemulțumire. Și pe măsură ce nemulțumirea aceasta înaintează în viața noastră, noi suntem tot mai nefericiți. Și în timp ce meditam la subiectul acesta, mi-am adus aminte că am citit despre o mamă. Această mamă avea doi băieți. Amândoi erau mari, amândoi erau oameni de business și femeia aceasta era tare, tare ofticată, tare, tare supărată. Și la un moment dat, mergând așa pe stradă, în timp ce era un soare foarte frumos, puternic, era îngândurată, apăsată, lipsită de bucurie, cineva întreabă: Doamnă, de ce sunteți așa de supărată? Zice: Doamne, cum să nu fiu supărat? Eu am un băiat care vinde umbrele. Dacă e așa frumos afară, e așa frumos soarele, puternic, plăcut, el o să intre în faliment. Și zice că a fost îndemnată femeia să se roage ca Dumnezeu să dea ploaie, să poată să vândă băiatul ei umbrele. Dumnezeu o ascultă și după câteva zile vine o ploaie puternică și plouă, plouă, plouă. Iar femeia se plimbă pe stradă și cineva o întreabă: Doamnă, de ce sunteți din nou supărată? Ia cătă Dumnezeu vă asculta rugăciunea, acum este ploaie. De ce sunteți așa de supărată, de amărâtă? Domnule, zice, eu am un alt băiat care vinde biciclete. Păi dacă plouă, plouă, plouă într-una, o să dea faliment. De fapt, nu de puține ori asta este condiția noastră pe pământ. Dacă Dumnezeu ne lasă să trecem printr-o criză financiară, de ce avem criză? Dacă o ducem mai bine financiar, de ce avem atâtea bătăi de cap? Cineva spunea că dacă vrei să prinzi pește, nu stai undeva pe malul mării, ci te duci adânc în mare sau în ocean. Dar acolo curenții sunt mai puternici, problemele sunt mai mari, tensiunile sunt mai mari, depinde ce vrei în viață. Noi am vrea să ne și meargă întotdeauna bine, să prosperăm financiar, dar să nu avem nicio grijă. Am vrea să fim de succes profesional, dar în același timp să nu ne prea trudim. Am vrea multe lucruri, dar parcă am vrea toate să decurgă așa, după cum avem noi imaginația. Frații mei, surorile mele, în această dimineață vreau să vorbesc despre acest dușman al fericirii care ne fură liniștea și pacea, ne face să nu ne mai bucurăm unii de ceilalți în familie, în biserică, în societate, nu te mai bucuri de absolut nimic. În această zi, când stai în prezența Domnului, vreau să te întreb dacă ești un om mulțumitor sau un om nemulțumit. Când stai în prezența Domnului care îți cunoaște inima și starea și atitudinea, vreau să te întreb dacă ești mulțumit de soția ta. Dar nu fi diplomat pentru că te vede Domnul. Nu dați răspuns public că nu vreau să supere sora și să ai probleme după aceea. Sau invers, de soțul tău dacă ești mulțumită. Sora mea dragă, nu spune public, doar așa în sufletul tău. Ești mulțumit de copiii tăi? Ești mulțumit de viața pe care o duci? Vin puțin la o întrebare mai puternică. Ești mulțumit de felul în care Dumnezeu lucrează în viața ta? Ești mulțumit de biserică? Ești mulțumit de starea ta? Ești mulțumit cu viața ta?
Sunt anumite lucruri care, într-adevăr, e bine să le avem în vedere. Sunt anumite nemulțumiri obiective. Adică, întotdeauna să ne dorim să fim mai buni profesional, să fim mai buni din punct de vedere spiritual, dar nemulțumirea aceasta nu prea ne preocupă noi. Adică, cum să fim mai buni profesional sau cum să fim mai buni pocăiți, mai buni creștini. În general, suntem nemulțumiți unii de ceilalți și suntem nemulțumiți de situația noastră economică, de situația noastră de viață. Și asta este o mare problemă care ne fură liniștea și pacea. Așadar, care este acest dușman al fericirii numit nefericirea, nemulțumirea și cum putem să ne vindecăm de dușmanul acesta al nemulțumirii? Cum să te vindeci de nemulțumire? Se intitulează mesajul din această dimineață. Primul lucru pe care te rog să-l ai în vedere ca să te vindeci de nemulțumire este să privești partea bună a lucrurilor. Mai întâi, privește la partea bună a lucrurilor. Orice lucru, orice familie, orice instituție, orice organizație, orice corporație are părți bune și părți mai puține bune. Omul din fața ta, soția ta, soțul tău, copiii tăi, colegii tăi, șeful tău, angajatul tău, are calități, dar are și defecte. Întrebarea este, la ce te uiți? Biserica aceasta are calități, are lucruri frumoase, dar are și anumite neajunsuri. La ce te uiți? Angajații tăi au calități, dar au și defecte. La ce te uiți? Șeful tău, în mod indiscutabil, are calitățile lui, dar are și defecte. La ce te uiți? Vecinii tăi au calitățile lor, dar au și defectele lor. La ce te uiți? În viață, de fapt, la ce te uiți? Primul lucru pe care trebuie să-l facem ca să ne vindecăm de nemulțumirea care ne fură liniștea și pacea, ne distruge fericirea, este să privim la partea bună a lucrurilor. Știți ce mi se pare foarte interesant la Pavel? El spune în felul următor: frații mei, am avut o mare bucurie în Domnul, că în sfârșit ați putut să vă noiți iar simțămintele voastre față de mine. Vă gândeați voi la așa ceva, dar vă lipsea prilejul. Trecuse ani de zile de când biserica din Filipii nu-l mai sprijinise financiar pe Pavel în lucrarea de misiune. Trecuse ani de zile de când biserica aceasta și-a închis inima și buzunarul față de lucrarea Sfântului Apostol Pavel. Și Pavel este în închisoarea de la Roma, în câteva săptămâni, câteva luni va fi executat. Trebuie să se înfățișeze înaintea cezarului de la Roma. Și acum, după procedurile romane, pentru că tu ai cerut să fii judecat, tu trebuia să plătești taxele de judecată. Și atunci trebuia să-ți plătești avocat în vremea respectivă, trebuia să ai anumite plăți de făcut. Și Pavel zice, v-ați gândit voi, dar parcă n-ați avut ocazia. Pavel privește partea bună a lucrurilor, nu zice, au trecut atâția ani de zile, fraților, de când nu ați mai cotizat cu nimic, lucrarea, n-ați mai sprijinit-o, nu zice lucrul acesta. Pavel zice, auziți, eu mă bucur că v-ați înnoit în sfârșit, după ani de zile, atitudinea față de mine. Pavel vine și zice încă ceva, v-ați gândit voi, am văzut intenția voastră bună, dar parcă n-ați avut motiv. Ei bine, acum că trebuie să plătesc taxele de judecată și să plătesc tot ce presupune judecata mea de către cezar, v-ați deschis sufletul față de mine. El putea să spună, fraților, de ce ați lăsat atâta vreme să treacă? Eu am înființat biserica din Filipii, eu v-am crescut spiritual, eu v-am născut spiritual. De ce nu v-ați intervenit mai repede? De ce ați așteptat să fiu la rău, la necaz, în pușcărie, să fiu îngropat în probleme, să nu am ce să mănânc cu zile, cu săptămâni? De ce n-ați intervenit mai repede? Pavel însă nu zice lucrul acesta. Pentru că Pavel de asta are mulțumire sufletească, pentru că se obișnuiește să privească la lucrurile bune din viața lui. La ce te uiți în viața ta? La ce te uiți în familia ta? La ce te uiți în biserică? La ce te uiți în jurul tău? La lucrurile mai puțin bune? La lucrurile negative? La lucrurile pesimiste? La lucrurile acelea care te împovărează? Sau la lucrurile frumoase de lângă tine? Dragul meu, e foarte important, dacă vrei să scapi de acest dușman al fericirii numit nemulțumirea, să nu te mai uiți la lucrurile mai puțin plăcute din viața ta, ci să te uiți la partea bună a lucrurilor. Orice situație, orice familie, orice persoană are părțile bune. Uită-te la cele aspecte pozitive și totul se va schimba în viața și în jurul tău. Uitați-vă în Numeri, capitolul 21. Evreii nu s-au uitat la lucrurile bune. Au ajuns în pustie, sunt față în față cu Edom, un popor războinic. Dumnezeu trebuie să-i treacă prin Marea Roșie, să-i ducă în țara făgăduinței. Și în momentul respectiv ei își pierd răbdarea pe drum și încep să cârtească împotriva lui Dumnezeu și împotriva lui Moise. Și apoi zic în felul următor, oare nu mai bine am fi rămas noi în Egipt? Aici nu avem nici pâine, nu avem nici apă și ni s-a scârbit sufletul de această mâncare proastă, de această mană. Uitați-vă să vedeți, nu se uită la prezența lui Dumnezeu în mijlocul lor, nu se uită la purtarea lui Dumnezeu de grijă, că Dumnezeu deschide stânca și le dă apă, Dumnezeu le plouă din cer pâine din belșug, Dumnezeu le deschide o ușă de binecuvântare și le dă prepelițe din belșug. Ei nu se uită la aceste lucruri, ei se uită la ce nu au. Domnul să-i binecuvânteze pe toți copilașii noștri. Slavă Domnului pentru ei și toți să spunem? Amin.
Amin, sunteți atenți, asta mă bucură. Deci ei nu s-au uitat la lucrurile frumoase pe care le-au avut. Ei s-au uitat la ce nu au. Nu avem pâine, coaptă în cuptor, nu avem, nu știu, ce ne-am fi dorit noi, apă din belșug, izvoare și mai departe și fântâni. Ei se uită la lucrurile mai puțin plăcute. De aceea viața lor devine grea. Dragul meu frate, draga mea soră, dacă vrei să te vindești de nemulțumire, în primul rând privește la partea bună a lucrurilor. Învață împreună cu mine de la Pavel să ne uităm la ce-i bun. Nu să ne uităm ca și evreii din pustiu în momentul respectiv la lucrurile mai puțin plăcute ale vieții lor. Dar de ce este așa de important să te uiți la lucrurile bune din viața ta? Pentru că atunci apare recunoștința. Când te uiți la ceea ce face frumos soția ta, la lucrurile frumoase pe care le face soțul tău, dintr-o dată se naște recunoștința. Dintr-o dată începi să fii recunoscător lui Dumnezeu pentru soție ta, pentru soțul tău, pentru copiii tăi. Începi să fii mulțumitor Domnului pentru șeful tău, pentru angajatorul tău care îți dă un salariu în fiecare zi și ai din ce să trăiești. Pentru stat, așa cum este, că îți dă o pensie, slăvit să fie Domnul. Mamă, ia și te-am speranța când zic de stat. Pensii. Uitați-vă să vedeți, când te uiți la lucrurile frumoase din viața ta, apare recunoștința. Slăvit să fie Domnul pentru mâncarea pe care o mâncăm. Slăvit să fie Domnul pentru mașina pe care o conducem. Când te uiți la mașina aceea și zici, Doamne, e o binecuvântare, apare recunoștința. Când te uiți la frați, la surori, ești descurajat, ești dezamăgit și vine unul, te încurajează, îți dă o mână de încurajare, te susține, spune, mă rog pentru tine, Dumnezeu să te binecuvânteze. Când te uiți la aceste lucruri, apare recunoștința. Când ai stat cu Domnul la masă, ți-ai adus aminte că a murit pentru tine și pentru mine, apare recunoștința. Doamne, ai lăsat cerul și gloria, ai venit în lumea noastră, ai murit pentru noi. E un lucru extraordinar și dintr-o dată în inima mea și în inima ta apare recunoștința. Dragul meu, când privești partea bună a lucrurilor din viața ta, într-un mod supranatural Dumnezeu așa lucrează, apare recunoștința. Apoi se mai întâmplă ceva. Lucrurile la care privești, într-un mod tainic, asta arată și descoperirile mai noi din zona psihologică, dar o spune Scriptura mai întâi, lucrurile acelea la care privești îți afectează starea. Dacă toată ziua te uiți la lucrurile pe care nu le ai, așa te vei simți înăuntru tău, nu ai. Dacă toată ziua te uiți la lucrurile negative din viața omilor, așa te vei simți. Ceea ce tu privești va marca foarte mult interiorul tău. Vrei să ai pace în suflet? Privește la lucrurile pline de pace. Vrei să ai liniște în sufletul tău, bucurie? Uită-te la lucrurile plăcute din jurul tău. Uită-te la familia ta, la părțile pozitive ale familiei tale. Uită-te la faptul că, uite, ai oameni lângă tine care se roagă pentru tine, care te încurajează. Uită-te la mașina aceea, slavă Domnului pentru cum este. Uită-te la apartamentul tău, la casa ta. Uită-te la felul în care Dumnezeu lucrează în viața ta. Pentru că ceea ce privești va determina lăuntrul tău. Adică la ce te uiți toată ziua, asta te va defini pe tine lăuntrul tău. Toată ziua te uiți la lucruri negative, așa va fi sufletul tău. Nu o să fie bună nici nevasta, nu o să fie bun nici bărbatul, nici frații, nici surorile. Băgate de seamă. Am băgat de seamă lucrul acesta. De la 23 de ani prin harul Domnului, slujesc ca și pastor. Și am văzut că în general oamenii nemulțumiți, sunt nemulțumiți de neveste. Și dacă nu zic, dar sunt nemulțumitori de neveste. Nemulțumiți de șef, nemulțumiți de prunci, nemulțumiți de frați. Când îl vezi pe unul nemulțumit în două, trei situații, îți dai seama că ăsta, orice ai face, Domnul e nemulțumit. Dar e o problemă. Știi care e problema? Să uite toată ziua la lucrurile mai puțin bune. Și pentru că toată ziua te uiți la alea, ce e în sufletul tău? La ce te uiți? De ce să privești la partea bună a lucrurilor? Pentru că lucrurile la care te uiți schimbă starea lăuntrică. Că te uiți la lucruri frumoase, la lucruri bune, la lucruri pozitive, la ceea ce este frumos la cel de lângă tine, așa va fi și sufletul tău. Dar se mai întâmplă un lucru. Vei vedea oportunități. Vei vedea oportunități. Omul care toată ziua vede numai negativ în fața lui, nu vede numai oameni dificili, nu vede numai drame, numai boli, numai accidente, numai necazuri, numai prigoane, numai... Știi ce vede? Numai asta le vede. Oameni răi care se pun de-a curmezișul. Omul care vede oameni buni, peste tot găsește oameni buni. Omul care vede viața e frumoasă, e grea, dar e frumoasă, că Domnul e cu noi, așa e viața lui. Mă, parcă pe ce pune el mâna, Dumnezeu pune binecuvântarea. Și vreau să mă argumentez. Ți-ai luat o mașină, până atunci n-ai prea văzut mașina respectivă, drept-i? Ai văzut, n-ai văzut. Ți-ai luat mașina respectivă, te duci după aceea pe aici, pe stradă, prin Oradea, mă exceptând dacă sunt mașini de-astea avioane, astea le vedem la Londra, la Paris sau la München, dar astea așa obișnuite. Cum te duci pe stradă, numai de-aia vezi. De ce? Pentru că mintea omului este așa concepută de Dumnezeu să asocieze toate lucrurile. Dacă ai BMW, numai BMW-uri vezi. Dacă ai, nu știu, Audi, numai Audi vezi. Dacă ai Volkswagen, numai Volkswagen vezi. Dacă ai Logan, numai Logan. Dacă ai o altă mașină, numai de-aia vezi. De ce? Pentru că așa e mintea omului. Dacă toată ziua vezi negative, toată ziua, încercări, drame, probleme, oameni răi, mă, nevasta e împotriva mea, bărbatul se pune de-a curmezișul, frații îmi vor rău, mă, așa o să fie viața ta. Și ceea ce proiectezi asupra oamenilor, aia vor proiecta ei apoi asupra ta.
Vrei să te vindești de nemulțumire? Dragul meu, privește partea bună a lucrurilor. Hai să învățăm de la Pavel. Pavel putea să privească la partea mai puțin bună, că au trecut atâția ani și biserica nu l-a băgat în seamă, nu i-a păsat de starea lui economică. Pavel nu se uită la lucrurile mai puțin pozitive. Pavel se uită la ce este bun. Fraților, mă bucur că ați putut în sfârșit să vă noi sentimentele față de mine. V-ați gândit voi la așa ceva, dar v-a lipsit prilej. Ia că Domnul v-a dat un prilej numai bun. Ce atitudine frumoasă! De asta a fost plin de bucurie. Păi dacă noi am fi fost în locul lui Pavel, 99%, dar ce, ca să nu fiu exclusivist, așa zic 100%, că nu-i bine, ne-am fi plâns. Am fi plâns, ne-am fi văitat, dar pe Dumnezeu nostru drag, dar viața noastră e o dramă, dar tu nu vezi, tu nu... Ia cătă suntem în cea mai dramatică temniță a vremii, la Roma, la nu știu câți metri sub pământ, condiții infernale, frații ne-au uitat, apropiații ne-au întors spatele, avem crize, stau cu zilele, cu săptămânile să nu mănânc, numai așa ciugulesc câte ceva. Păi am fi căzut în depresie. Am fi avut nevoie de tratamente, de consiliere. Pavel e plin de bucurie. Știți de ce? Pentru că Pavel se uită la lucrurile bune din viața lui. De ce atâta depresie astăzi? De ce atâta anxietate? De ce atâția oameni picați fără vlagă? Eu stau și mă gândesc, nu vă supărați pe mine, dar zic așa, mă, dacă nici în adunare nu suntem plini de bucurie, unde o-mi fi? Exceptând amul când ți se mărește salarul. Dar unde o fi plin de bucurie? Mă, nici în adunare nu poți să cânți, nici în adunare nu poți să te rogi. Eu aș vrea să vă aud rugându-vă, încât să stau să mă minunez ce frumos să roagă frații și surorile. S-a rugat odată cineva lângă Silviu și la un moment dat s-a oprit și a zis, ce frumos să roagă fratele Silviu cu putere. Așa aș vrea să vă aud că vă rugați plin de bucurie. Aș vrea să vă aud că cântați din toată inima, pentru că Domnul este bun. Apoi nu știu ce numere, apoi soarele nu știu cum, apoi vremea, apoi pensia, apoi... Mă, frații mei, tot timpul putem găsi câte o problemă. Tot timpul putem găsi câte un hop în care să ne împiedicăm. Dar în această zi, dacă vrem să scăpăm de nemulțumire, să fim fericiți, cu adevărat fericiți, nu doar să minimăm fericirea, ci să fim cu adevărat fericiți în sufletul nostru. Haideți să privim la partea bună a lucrurilor. Pentru că atunci apare recunoștință, atunci ni se schimbă starea și atunci vedem oportunitățile fantastice pe care Domnul ni le pregătește. Un alt lucru foarte important, ca să ne vindecăm de nefericire, de nemulțumire, este să acceptăm că nu întotdeauna primim ceea ce ne dorim. Asta e foarte greu. Să accepți că nu întotdeauna primești ceea ce îți dorești. Avem o orare frumoasă să-ți dea Dumnezeu tot ce îți dorește inima. Eu mi-aș dori. Dar asta și m-am gândit și am meditat că dacă Domnul mi-ar da în momentul ăsta tot ce mi-ar dori inima, fără să fiu fariseu, dar te rog nici tu să nu fii fariseu sau, cum îi zice, surorilor fariseice, să fim cinstiți cu Domnul. Dacă Domnul în momentul ăsta ne-ar da tot ce ne-ar dori inima, ce zici? Într-o oră, ți-ar mai dori inima ceva? Eu zic că da. Dacă Domnul acum ar face o minune pentru noi și ar veni Îngerul Gavril sau Arhanghelul Mihail și ar zice fiecare câte 1 milion de euro să rezolvați toate crizele pe care le aveți, cred că peste un ceas am zice, Doamne, Tu ești bun și îndurător. N-ai mai putea trimite pe încă unul cu 1 milion sau 2? Dacă Domnul ți-ar zice în momentul ăsta, auzi, ce mașină vrei să-ți dau, aia, pe aia ți-o dau. După o săptămână, două, zice, Doamne, Tu ești bun și îndurător, Tu dai din belșug. Nu, păi de mă, pe cealaltă. Dacă ai un apartament cu 2 camere și Domnul face o minune, pac, dintr-o dată ți-o dat apartament cu 2 camere. După aia zici, Doamne, mare ești. Mi-ai dat apartament cu 2 camere, dar ce-i pentru tine o vilă cu 3 nivele? Și tot așa, pentru că nemulțumirea aceasta niciodată, niciodată n-are capăt. De fapt, știți care este problema noastră ca oameni? Noi avem un gol lăuntric. Noi avem setea aceasta și foamea aceasta după absolut, după infinit. Și pe asta numai Dumnezeu ne poate împlini. De aceea când ai ceva, te bucuri de el pentru un moment și apoi vrei altceva și mai mult. Dar e foarte important ca să ne vindecăm de nemulțumire, să înțelegem că în viață nu întotdeauna primim ceea ce ne dorim. Pavel zice, am fost și în lipsuri, știu să trăiesc în belșug. Interesant, belșugul nu îl îndepărtează de Dumnezeu, cum îi îndepărtează pe foarte mulți, dar știu să trăiesc și smerit. Zice, știu să fiu sătul, să mănânc bine până nu mai pot, dar știu să trăiesc și când sunt flămând. În totul și pretutindeni, m-am obișnuit să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc. Omul acesta înțelege că în viață nu poți să primești chiar tot ce vrei. Și de aceea își învinge nemulțumirea. Mulți dintre noi suntem nefericiți, nemulțumiți, pentru că avem impresia că Dumnezeu și cei de lângă noi trebuie să ne împlinească toate mofturile. Nevasta să mă împlinească toate mofturile, soția, copiii, tata, mama, toate mofturile, frații, angajații, să eu sunt centrul universului și toată lumea să se învârtă în jurul nostru.
Și iată că nu se învârte lumea nici în jurul tău, nici în jurul meu. Și atunci, dacă nu suntem oamenii aceia înțelepți care să spunem, Doamne, viața așa e pe pământ, nu poți să primești întotdeauna tot ce-ți dorești. Știi ce se întâmplă? Avem așteptări nerealiste. Adică așteptăm să facă Dumnezeu nu știu ce, celălalt să stea peste cap, să facă una sau alta. Avem niște așteptări care în cel din urmă, Doamne, nu sunt realiste. Și când ai niște așteptări de-astea bombastice, niște așteptări de-astea supranaturale, îți dai seama ce se întâmplă în sufletul tău. Ești dezamăgit, ești descurajat. Apoi, dezechilibru emoțional. Omul care nu înțelege în viață că nu poți să le ai chiar pe toate, și sănătate de oțel, și bani din belșug, și aprecierea nu știu cui, și acelui la, și nu știu, mașină foarte bună, și casă foarte mare, și salariu, și pensie, și concedii, și pe toate. Adică, cum deschizi tu ochii, cum pac să se împlinească. Și apoi închizi iară și în cotură, tot așa. Omul care nu înțelege lucrul acesta are un dezechilibru emoțional fantastic. De fapt, oamenii care înțeleg că în viață nu poți să ai chiar totul sunt oameni echilibrați. Sănătatea emoțională înseamnă să ai echilibru emoțional. Odată ești îngrijorat, odată ești entuziasmat, odată îl iei în brațe, odată îl înjuri pe celălalt, odată, știu eu, zici, Doamne, sunt așa de mânios că îmi vine să-i dau două pe la nevastă sau la bărbatul meu, să-i dau cu farfuria în cap. După aceea îl iei în brațe, Doamne, o un dezechilibru emoțional, că stai și te gândești, Doamne, ce se întâmplă cu el, ce se întâmplă cu ea. Frații mei, dezechilibru emoțional în viața omului, lipsa de sănătate emoțională este pentru că oamenii au impresia că în viață pot să aibă tot ce își doresc. Și atunci trântesc, sunt agitați, sunt nemulțumiți, nervoși. Se mai întâmplă ceva. Acțiuni nepotrivite, incorrecte. Omul care crede că îi se cuvine tot în viață, Doamne, face greșeli mari. Se poartă urât cu nevastă, se poartă urât cu bărbatul, cu pruncii, cu părinții, îi umilesc pe părinții, îi calcă în picioare, se poartă prost cu angajații, se poartă greșit cu ceilalți colegi. Oamenii aceștia au acțiuni greșite. Omul care crede că totul se învârte în jurul lui, el nu acceptă că nu întotdeauna primește tot ce își dorește. Omul acela, iubiții mei, are așteptări nerealiste, omul acela are dezechilibru emoțional, omul acela are acțiuni incorrecte. Și în timp ce meditam la asta, mi-am adus aminte de un om al lui Dumnezeu. Mi-am adus aminte de împăratul Ahab. Împăratul Ahab, la un moment dat, se duce, el se uită în jurul casei lui, zărește acolo o grădină, este grădina unui om pe nume Nabot și zice, auzi, aș vrea grădina aceasta să-mi fac de ea o grădină de zarzavaturi. Dar, domne, proprietarul nu vrea să o vândă. Se duce și spune, domnule, vreau să o cumpăr, nu vreau să o vând. Domnule, îți dau o altă grădină, nu pot să ți-o dau. Dar de ce? Pentru că este moștenirea părinților noștri, a mei, și în legea lui Israel se spune să nu înstrăinezi moștenirea părinților tăi. Nu pot să fac. Și el vine acasă trist și mânios. N-are poftă de mâncare, se pune în pat ofticos, împărat în toată puterea cuvântului, vine nevasta Izabela și spune, dar de ce ești tu trist și mânios? Cum să nu fiu trist și mânios? Pentru că uite ce se întâmplă aici. Uite, Nabot din Israel nu vrea să-mi dea via. Stai liniștit, zice. Păi nu ești împărat în țara lui Israel. Dă-mi acest sigiliu tău împărătesc și rezolv problema. Trimite o scrisoare, executați-l pe Nabot, aveți grijă să fie omorât cu pietre. Și după ce îl omoară cu pietre, că l-a blestemat pe Dumnezeu, a făcut un scenare, că l-a blestemat pe împărat, e scos afară, omorât cu pietre și apoi, după ce e omorât, zice, auzi, du-te și ia via în stăpânire. Și se duce el să ia via în stăpânire, să pună țăruș și să-și facă acolo grădină de roșii, de castraveți, de usturoi și așa mai departe. Și vine Ilie și spune, auzi, nu ești tu un criminal și un hoț? Auzi, împărate, unde au lins câinii sângele lui Nabot din Israel, vor linge câinii și sângele tău. Uitați-vă să vedeți ce acțiuni greșite a făcut împăratul Ahab, pentru că a crezut că în viață poți să aibă absolut totul. E foarte important în viață să înțelegi că nu poți să ai chiar totul. Și în timp ce sunt la punctul acesta, nu vreau să-mi scape o experiență de viață pe care am avut-o, e de la punctul întâi, dar e numai bună, mă reîntorc puțin la punctul întâi și apoi continui cu punctul 2. De ce e foarte important să privești partea bună a lucrurilor și în momentul în care privești partea bună a lucrurilor, ai putere și să accepți că nu întotdeauna primești ce îți dorești, se leagă lucrurile între ele. Eram la începutul slujirii mele, eram undeva la 23-24 de ani și eram puțin dezamăgit că frații nu se roagă cum aș fi vrut eu, că nu se implică, că nu vin la adunare, că își găsesc tot felul de motive. Eram descurajat așa, mai vedeam pe câte unul altul că era căpos, amul era entuziasmat, după aceea își pierdea tot entuziasmul și am fost așa destul de descurajat. Și fratele Dorea, care a fost omul prin care Dumnezeu m-a ajutat pe mine în lucrarea pastorală, îmi zice după slujba de dimineață la masă, s-a uitat așa la mine, prung la 23-24 de ani, m-a văzut descurajat așa, frate Dorea, zic, da, păi nu știu, frate nu se roagă, nu cântă, uite, nu se implică, da, păi nu știu ce.
Și avea, țin minte și acum, când meditam la subiectul ăsta, mi-am adus aminte de scena respectivă, avea și o masă frumoasă și acolo avea apă, bea și suc dumnealui. Și la un moment dat avea un pahar așa frumos, cristalin, și zice, frate Dan, zice, nu fi atent aici. Și pune fratele Dorea, țin minte și acum, și parcă văd imaginea aceea, pune apă în pahar, nu l-a umplut, numai așa cam pe jumătate, și zice, no, ce vezi omul măi, frate Dan? Păi, frate Dorea, ce zic, văd apă în pahar. Știu că vezi apă în pahar, nu poți vedea sucă, e apă. Dar zice, tu la ce te uiți acum? Păi zic, jumătate plin, jumătate gol. Da, zice. Vezi, așa e viața, așa e slujirea. Dacă tu, măi frate Dan, te uiți la ce nu este, la care sunt probleme, la partea goală a lucrurilor, tu o să fii foarte dezamăgit. Și după un timp o să renunți la pastorație și la slujire, că nu o să poți merge mai departe. O să fii descurajat. Dacă te uiți la partea bună, o să ai putere și o să mergi mai departe. Ia că eu sunt cu tine, zice, tu ești tânăr, dar eu am experiență. Ia că și Gheorghe ce cu noi, zice, cu Natusul. Ia că suntem frate, mă, nu stăți așa cum, da, uite, privește la partea bună. Uite, vin frații la adunare, surorile. Și dintr-o dată am zis, mă, așa e. Te uiți la chestiile astea care nu sunt chiar așa cum ar trebui. Te cuprinde descurajarea. Eu să mai cânt e alță, eu să mai implice să alții, eu să mai fac, nu mai faci nimic. Te uiți la lucrurile frumoase, prins aripi să mergi mai departe. Ei, când te uiți la partea bine a paharului, orice înseamnă asta, familie, biserică, slujire, viață, business, societate, lucru, atunci înțelegi cu adevărat că da, domne, e adevărat, jumate din pahar e gol, dar în viață nu poți să primești tot ceea ce îți dorești. Atunci zici, domne, dacă așa stau lucrurile, mă duc mai departe. Mă duc mai departe și învăț de la Pavel. Nu mă iau după Ahab, care cred că totul se învârte în jurul meu, că trebuie să am tot ce-mi doresc eu aici. Apoi dacă n-am casa nu știu care, nu-s fericit. Dacă n-am mașina nu știu care, nu-s fericit. Dacă n-am atâta salariu, bă, eu nu mă ridic din pat. Eu dacă n-am mâncare asta, eu nu mănânc. Nu, te bucur de ceea ce ai, slavă Domnului, fii mai bine, mări să fie Domnul. Dar ești un om care înțelegi că nu întotdeauna ai în viață tot ceea ce-ți dorești. Asta e foarte, foarte important. Vei avea așteptări realiste, vei avea echilibru emoțional, vei avea acțiuni corecte. Și tot așa, în timp ce meditam zilele acestea la subiectul ăsta, mi-am adus aminte că în urmă cu câțiva ani de zile împreună cu Nico și copii am fost în concediu în Grecia. Când am ajuns acolo, eu am avut niște așteptări mai înalte decât ce ne-a oferit zona respectivă. Și la un moment dat, eu am fost așa puțin, bă, dar păi, parcă era altfel, sau erau așteptările mele la stelele astea altceva. Și așa parcă jumătate de ceas s-o negri lumea în jurul meu. Domnule, am dat să bani, am dat un căruță de bani, am dat niște bani mulți pentru noi. E adevărat, e aproape, e frumos, așa, dar mă, alte condiții m-aș fi așteptat la stelele astea. La un moment dat, zic, mă, dacă o fi aici bombănit ca un urs, zic, îi ratez concediu și lui Nico și pruncilor. Am două șanse, să fiu supărat și ispitit că n-am condițiile pe care eu le-am așteptat și pentru care am crezut că plătesc și o să am un concediu ratat. Sau zic, Doamne, fi lăudat că e bine. Și zic, mă, dacă tot am venit până la cei, Doamne, mi-a rău supărat de cei. Hai să mă duc bucuros și odihnit. Și așa am și făcut. Zic, Doamne, vreau să mă uit la cei buni. Și apoi am găsat motive de mulțumire. Când am plecat cu Nico și cu prunci, zic, vai, ce concediu minunat. Pai de viață, mă, pe așa ceva nici nu mi-am putut imagina. Dar ce s-a întâmplat? S-a schimbat atitudinea, nu s-a schimbat, tot alea au fost datele, tot mâncarea a fost, tot nu știu cum a fost, aceleași date. Diferența a fost atitudinea mea. Vii la adunare, apoi nu a fost nu știu cum, apoi nu știu ce, ba au strigat prea tare, ba au vorbit prea încep, au fost cântările prea lente, ba au fost prea dinamice, ba rugăciunea nu a fost nu știu cum, ba au fost prea nu... Ba nevasta, mă, dar păi de ce n-ai fost atentă că ai prăjit mâncare? N-am prăjit-o, dragă, așa o face și mama. Da, de ce? Da, păi nu știu ce. Da, păi pâinea e prea păi prea neagră pâinea, păi e prea albă și are prea multe rafinamente în ele și nu e sănătoasă. Depinde la ce te uiți. Dragul meu, uită-te la lucrurile frumoase. Dacă te uiți la lucrurile mai puțin bune, o să fii nefericit. Și foarte important să înțelegi că în viață nu poți să primești chiar tot ce-ți dorești. No? Setează-te în așa fel că, bă, viața nu îmi oferă tot ce-mi doresc, dar Dumnezeu îmi va da tot ce am eu trebuință ca să o duc bine. Pe de altă parte, spune Pavel, știm că totul lucrează spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul lui Dumnezeu. Cum să te vindești de nemulțumire? 1. Privește partea bună a lucrurilor. 2. Acceptă că nu întotdeauna primești ceea ce îți dorești. 3. Prioritizează mai mult lucrurile spirituale. Prioritizează mai mult lucrurile spirituale. Pavel poate totul, dar nu așa pentru că este școlit la școala de la Ierusalim a lui Gamaliel. Poate totul nu pentru că este școlit în filozofia vremii grecești de atunci. Poate totul nu pentru că este isteț. Poate totul nu pentru că este un om cu importanță. Poate totul pentru că el îl centrează pe Hristos în viața lui.
Omul, spunea Augustin altădată, l-a parafrazat după aceea Blaise Pascal, are în sufletul lui un gol. Și golul acesta are forma lui Dumnezeu. Și orice ai pune acolo, tu nu te poți împlini. Poți să pui mașină, poți să pui casă, poți să pui concedii, poți să pui genți, poți să pui, nu știu, oi, poți să pui capre, poți să pui vaci, poți să pui mașini, poți să pui ce vrei, turme, ce ai vrea tu, haine. Nu te vor împlini. Pentru că acest gol după absolut există în sufletul nostru, psihologic vorbind, filozofic vorbind, întotdeauna vei tinde spre ceva mai înalt. Unul singur te poate împlini și acela este Dumnezeu. Știi când te împlinește Dumnezeu? Când pui pe primul loc în viața ta lucrurile spirituale. Pavel spune, pot totul în Hristos care mă întărește. Da, sunt în temniță. În câteva săptămâni, în câteva luni, Cezar îmi va tăia capul, în 65 mă decapitează. Dar ascultă-mă, eu pot totul, frate din Filipii, biserică din Filipii, eu pot totul în Hristos care mă întărește. Hristos este pentru mine totul. Cu Iisus Hristos îmi încep ziua. Cu Iisus Hristos îmi închei ziua. Cu Iisus Hristos umplu toată ziua. De ce atâta îngrijorare? De ce atâta depresie? De ce atâta nervi? De ce atâta tensiune în familie? Pentru că ne gândim prea mult la bani. Pentru că ne gândim prea mult la lucruri de pe pământ. Cum arată casa noastră dacă înainte să facem planuri financiare și de concedii, am face planuri de pocăință? Nu înțelegere între bărbați și nevastă, întrebare, când au postit ultima dată împreună? Când s-au rugat ultima dată împreună? Când au citit Biblia ultima dată împreună? Pruncii au razna, măi tată, măi mamă, când ți-ai luat copilul și te-ai rugat cu el? Învață pe prunc de mic calea lui Dumnezeu și când va crește, nu se va bate după ea. Când a fost ultima dată când ai mers la mama ta în vizită la tatăl tău și ai făcut o rugăciune cu el? Când a fost ultima dată când te-ai dus la cineva în vizită și nu ai zis hai noroc, ci ai zis Dumnezeu să te binecuvânteze și hai să facem o rugăciune? Eu am crescut în biserică și am văzut lucrul acesta. Bătrânii noștri pe vremuri se duceau la sapă, la coasă și înainte să apuce coasa sapa făceau o rugăciune. Frații mei, asta e diferența. Astăzi atâtea depresive de numai. Astăzi cel mai vândut e medicament, se spune, antidepresivele. Oameni, toți sunt anxioși, toți sunt depresivi de numai. E o problemă. Știți de ce? Că numai Dumnezeu pe primul loc. Dumnezeu pentru cei mai mulți este o roată de rezervă, un număr de urgență. Dragul meu, dacă vrei să scapi de nemulțumire, prioritizează mai mult lucrurile spirituale. 2 Petru, capitolul 2, ne spune că Lot își chinuia sufletul în fiecare zi în cetățile Sodomei și Gomorei. Și se pune o întrebare, Lot, dacă îți chinuiesc sufletul acolo, spune-mi de ce nu pleci? Ne spune cartea Geneza, care e secretul? Pentru care e dispus să accepte, să-și chinuiască sufletul, să-i fie greu, să fie nemulțumit, apăsat în cetatea Sodomei. Știți de ce? Pentru că acea câmpie din jurul Sodomei era bine odată în întregime. Era ca o grădină a Domnului. Și ce avea Lot? Avea turme de oi, turme de boi, cămile, acolo prospera financiar. De fapt, marea lui problemă era faptul că el nu era un om care punea accent în mod special pe spiritualitate. O zis el, eu am nevoie de câmpie mănoasă, am nevoie de, nu știu, prosperitate economică. Cei mai mulți au astăzi probleme grave în viața lor, în familiile lor, pentru că pun pe primul loc lucrurile materiale. De asta nu-i pace, de asta nu-i bucurie, de asta nu-i armonie, de asta nu este cer și rai în casa noastră, pentru că punem mai mult accent pe lucrurile materiale. Pavel, în schimb, nu se uită ca Lot la câmpia bine udată. O, e important, dar dacă e vorba de liniștea sufletului meu, e mai importantă liniștea decât banul și câmpia și prosperitatea materială. Lot, să stai ani de zile acolo, să vezi că e rău, să-ți chinuiești sufletul și totuși să zici, mă, e adevărat, dar banul e ban, se câștigă bine. Schimb Pavel, la bine și la rău, el privește la Domnul. Pentru că întotdeauna este preocupat de lucrurile spirituale. Când prioritizezi lucrurile spirituale, îți găsești sensul existențial. Oamenii sunt flămânzi după bani, sunt flămânzi după relații extraconjugale, după droguri, după alcool, după prostii și nebunii, pentru că n-au sens. Singurul care îți dă sens este Domnul. Și îl primești atunci când îl pui pe el pe primul loc. Altfel, o să vii la adunare, dar o să umbli de nebun în lumea aceasta. Singurul care îți dă sens și împlinire este Domnul. Lumea noastră este materialistă până în măduva oaselor. Peste tot, te duci în parcul pruncii, toată lumea vorbește de concedii. Unul merge, mi-a scăpat, unde eu zic că a fost ieri în concedii? Am fost cu pruncii alea când par până Nicu a făcut curățenie. Mă, prin Spania, până la Tenerife a fost. Și ne-a explicat așa, cum a fost atât. Am dat, zice, da, s-a meritat. Și parcă mi-a făcut și așa alea cât e, mă, eu anul ăsta nu duc în concedii. Și te duci în stânga, te duci în dreapta, numai porneaște unul mașina, bă, așa de bine trage. Și dacă nu trage, dar zice că trage bine.
mi-a mărit salarul, pai ce bine merge economic și via acasă, dar Dumnezeule, parcă mie... Și totul parcă se învârte în jurul banilor, câmpia Sodomei să fie proaspătă, să-mi crească turmele, să fac business, euro, dolari, lirele să se adune, lei să se adune și să meargă bine. Și atunci materialism peste materialism. Dacă nu mă credeți că Domnul e aici cu noi, voi degeaba vă ascundeți de mine, eu de voi, dar Domnul ne vede și asta e cel mai important. Hai să ne cercetăm pe noi înșine, suntem noi spirituali sau materialiști? Numai gândește-te așa, cu ce îți începi tu ziua? Aud oameni, bă, n-am timp să mă rovesc de treabă. N-ai dispoziție să te rogi. Cum n-ai timp, măi, frate? Păi ce e mai important? Să ai mașină bună ca și mântuire? E mai important să ai nu știu câți bani în cont decât cuvântul lui Dumnezeu? E vorba de accent, pe ce pui tu preț? Eu când mă tot gândesc așa, bă, ce greu e în viață și cât stres, cât e de făcut, mă gândesc la cât e unul care e mare patron, care are miliarde de euro în cont, care are sute de angajați, bă, dar pe ăla nu se plânge că tâmpește de cap. Cât e un șef de stat care are atâta presiune pe umerii lui, mă, ăla nu se plânge, noi ne plânge că n-avem timp. Cum n-ai timp? Cum ți-l faci așa la ei? N-am timp să mă rog, nu e adevărat, nu vrei să te rogi, n-am timp să citesc Biblia, nu vrei, nu poți să postezi, vezi de treabă, nu vrei să postești. Postește cu apă până la 10, postește până la 12. Domnul vede inima, e important lucrul acesta. Frații mei, când noi căutăm lucrurile spirituale, piere materialismul. Materialismul te face să te uiți la nevastă ta, la bărbatul tău, la prunci, dintr-o altă perspectivă. N-au nicio valoare, numai banul contează. Asta îți distruge viața și familia și tot. Spiritualitatea te ajută să învingi materialismul. Apoi încă un lucru. Omul care are ochii ațintiți spre Domnul este mai rezistent în probleme. Oamenii cedează în probleme, în cazuri, în tensiune, cedează. Pentru că se uită la ce se întâmplă în jurul lor, ca Petru altă dată, Doamne, vine furtuna, îmi ia ochii de pe tine și privesc la valuri și la vânt și la furtună și încep să mă afund. Dar când privesc spre Domnul, am putere să merg mai departe. Toți oamenii care privesc la Domnul trec mult mai ușor peste probleme, trec mult mai ușor peste dramele din viața lor, totul se schimbă în viața lor. Dragul meu, de ce să cauți mai mult spiritualul decât lucrurile de pe pământ? Pentru că atunci primești sens existențial, atunci reduci materialismul din sufletul tău și atunci ai o rezistență sporită în fața problemelor, a încercărilor, a ispitelor. Povestește un frate în urmă cu câțiva ani de zile, undeva din Europa. Frate Dan zice, aveam anumite neînțelegeri cu soția, totdeauna voiam mai mulți bani. Eu puteam să generez cât puteam să generez. Ea avea așteptări foarte mari, voia ultim model, nu știu ce mașină, voia o casă foarte generoasă, voia anumite genți, voia anumite concedii, lucruri pe care, chiar dacă eu câștigam bine, nu mi le puteam permite și nu puteam să le ofer. Și veneam acasă și îmi spunea, uite, ăla câștigă mai mult ca tine, mai harnic, mai descurcăreț. Frate, zice, mă enerva, mă certam cu ea și îi spunea, auzi, ăla are o nevastă care moare și învie împreună cu el, aia tragică, tu numai mă descurajezi. Și o ceartă între noi și probleme și tensiuni. Ia că nu fac destul bani, eu că n-am sprijin și susținere în ea. Într-o dimineață, chiar când mă gândeam că ar fi bine să-i dau pace, să-și vadă treaba ei, oricum n-avem copii, să mărite cu cine vrea, cu unul care poate să-i ofere cât vrea ea, am citit din cuvânt. Și am ajuns în Matei, capitolul 6, 33. Și versetul 33 din Matei 6 zice așa, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate vi se vor da pe deasupra. Și în timp ce mă rugam și în timp ce meditam la cuvânt, am zis, auzi, eu caut pe Domnul și împărăția Lui, dar nu mai întâi de toate celelalte lucruri. Dacă sunt sincer cu mine, caut mai întâi bunăstare financiară, caut casă frumoasă, caut mașină, caut bani, lichidități, caut dezvoltare, caut să o împlinesc pe nevastă mea care nu mai e mulțumită cu absolut nimic în lume. Ea caută un tonomat în care efectiv în fiecare zi să-i genereze toți bani de care are trebuință pentru toate poftele și toate plăcerile ei. Și adevărul că noi nu îl căutăm pe Domnul mai întâi de toate. Da, e Domnul în viața noastră, că suntem pocăiți, vin la adunare, dar nu e pe primul loc. E acolo, dar nu e pe primul loc. I-am spus în ziua aceea, în seara aceea când ne-am întâlnit din nou, i-am spus, dragă, toate problemele noastre, uite de unde pornesc. De fapt, tu vrei mai mulți bani. Eu vreau mai multă înțelegere, mai multă susținere. Dar știi care e problema noastră? Noi nu-L căutăm pe Domnul mai presus de toate. Uite, de dimineață, la timpul meu de părtășie, am citit să căutăm mai întâi de toate lucrurile împărăția și neprihănirea lui Dumnezeu și Dumnezeu ne va da totul pe deasupra. Hai să schimbăm puțin lucrurile. Hai să facem măcar o probă de 6 luni de zile. Să încercăm să-L punem pe Dumnezeu pe primul loc. Și apoi să lăsăm celelalte lucruri pe loc secundar, importante, dar secundare totuși.
Și eu cred că Dumnezeu va schimba starea noastră. Și mi-a spus, frate Dan, am început lucrurile să le schimbăm. Și le-am început ziua cu rugăciune, cu scriptură, în fiecare săptămână câte o zi, măcar de post, de jertfă înaintea Domnului, ne lipsiți de la adunare, ne-am dedicat, ne-am implicat. Viața noastră s-a schimbat. Ne înțelegem. Ea e mulțumită cu cât aduc. Eu găsesc că ne-au sprijin pentru că mă încurajează. Dumnezeu ne cercetează la adunare, totul s-a schimbat. Pentru că am înțeles un lucru. Când Dumnezeu e pe primul loc, Dumnezeu schimbă starea inimii și Dumnezeu schimbă starea casei. Cum e la tine acasă? Cum e la tine în suflet? E pace? E liniște? Sau e agitație? Ceea ce tu ai în sufletul tău ca prioritate va marca decisiv viața ta. Într-o vreme ca și aceasta, să ne ajute bunul Dumnezeu să învingem acest dușman al fericirii numit nemulțumirea. Și cum să te vindești de nemulțumire? În primul rând, privește partea bună a lucrurilor. Doi, acceptă că nu întotdeauna poți să primești ceea ce îți dorești sau tot ceea ce îți dorești. Și trei, prioritizează mai mult lucrurile spirituale. Aș vrea să ne ridicăm în picioare și aș vrea să ne rugăm lui Dumnezeu cu toții. Aș vrea să spunem, Doamne, în această zi venim înaintea Ta și îți mulțumim pentru tot ce Tu ne-ai dat. Îți mulțumim pentru mântuire, îți mulțumim pentru cuvânt, îți mulțumim pentru Duhul Tău cel Sfânt. Îți mulțumim pentru rugăciunile ascultate, îți mulțumim pentru pâinea de pe masă, îți mulțumim pentru soț, pentru soție, pentru copii, pentru părinți. Mulțumim pentru suveranitatea Ta, felul în care gestionezi viața noastră. Mulțumim că viața noastră și familia noastră și cauza noastră este în mâna Ta, Doamne. Dumnezeul nostru, în această dimineață, ajută-ne să privim la lucrurile bune din viața noastră. Ajută-ne să acceptăm că nu întotdeauna primim tot ce ne dorim. Și ajută-ne, Doamne, să prioritizăm mai mult lucrurile spirituale decât cele pământești.